Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil Brahim Ceyhan și Hande Erçel devin parteneri. De luni de zile s-au făcut diverse știri despre dacă Halil Brahim Ceyhan va părăsi serialul Emanet. De ieri, este deja sigur că Halil Brahim Ceyhan va părăsi serialul Emanet. Chiar și diverse surse de știri au început să spună asta cu voce tare. Site-uri de reviste celebre precum Birsen Altantaş, revista Saran, ziarul Television au confirmat această veste. Interesant este că seria Emanet va continua în ciuda tuturor acestor despărțiri. Halil nu va mai fi, s-l lipsește deja. Aproape că nu au mai rămas sau continuă niciun actor din primele două sezoane, dar serialul Emanet va fi filmat din nou timp de 4 sezoane. Acest lucru este foarte trist și ironic. De fapt, ar fi mai bine dacă ar face ferma lui Nanuka în loc de Emanet, dar știm deja cum reacționează publicul la asta. Acum toată lumea se întreabă despre noul proiect al lui Halil. În ce serial va juca Halil? Va continua să-și accelereze aventura muzicală? Am auzit deja de multe oferte. Una dintre aceste oferte este serialul Two Foreigners, care va fi difuzat la Fox TV, unde Burak Deniz și Hande Erçel vor împărți rolurile principale. Cu toate acestea, din moment ce el nu poate fi rolul principal în acest serial, credem că Oznurkula nu va accepta această ofertă, în special Oznurkula. Cu toate acestea, deși suntem de acord cu această idee, credem că Halil ar trebui să fie în distribuția unui serial până când un nou proiect este realizat de la zero. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!